Imagini inedite în Brașov. Ieri seară, o turmă de mistreți a fost dărită pe străzile din oraș. Câțiva cetățeni speriați la vederea acestora au sunat imediat la numărul unic de urgență 112 și au solicitat intervenția jandarmilor. Cetățenii au sesizat prezența animalelor sălbatice în cartier. La fața locului s-a prezentat un echipaj al jandarmeriei Brașov, care a, prin mijloacele specifice, respectiv acustice și luminoase pe care le aveau la îndemână, au, să spunem, speriat animalele pentru ca acestea să se retragă către pădure. Jandarmii brașoveni au și câteva recomandări pentru turiști. Un sfat pentru toți cetățenii, nu neapărat cetățenii brașoveni, cât și turiștii aflați în zonă, să nu încerce să ia contact direct cu astfel de animale sălbatice și sub nicio formă să nu încerce hrănirea acestora. Nu este pentru prima dată când mistreții își fac veacul în orașul Brașov. În ultimele 3 luni au fost 5 apeluri la 112 care anunțau prezența animalelor sălbatice.